Salutare, dragi români! Seria de deșteptări inedite continuă astăzi cu o întrebare aparent banală, dar al cărei răspuns ne va ajuta să înțelegem mai bine cum funcționează guvernul României. Ne întrebăm, deci, ce este un ministru? Pentru început, aruncăm o privire rapidă în Dex, care ne spune următoarele. Ministrul este un înalt funcționar de stat, membru al guvernului, care conduce un minister. Înțelegem deci că ministrul este un demnitar, dar totuși ce face el și cum se diferențiază de restul demnitarilor? Ca să pricepem mai bine, să vedem cum ajunge un ministru în funcție. Totul pornește de la premier. Președintele României se consultă cu partidele politice sau coaliția care deține majoritate în Parlament, apoi nominalizează candidatul pentru postul de prim-ministru. Așa să vă imaginați că fără el, guvernul nu ar exista. Înainte să pășească pentru prima dată în Palatul Victoria, candidatul propune un program de guvernare și o listă de miniștri. Documentele ajung apoi în Parlament, miniștrii propuși sunt audiați, iar în final, Parlamentul își dă votul de încredere. De aici încolo, totul este clar. Programul de guvernare devine oficial, iar în urma depunerii jurământului, miniștrii se pot apuca de treabă. Desigur, pe lângă ministere, guvernul mai are și un cabinet format din secretari și consilieri de stat, precum și un aparat de lucru, iar lui îi se subordonează chiar și prefecturile, însă nu vom insista de data aceasta decât pe ministere și miniștri. Acum, în România avem 26 de ministere care se ocupă de diferite domenii de activitate, cum sunt mediul, relațiile interne, externe, apărare, finanțe, justiție sau agricultură. Fiecare minister are câte un ministru responsabil pe câte un domeniu de activitate și care aprobă strategii, politici și programe administrative. Pe scurt, se ocupă cu dezvoltarea țării. Și asta nu e tot. Guvernul și implicit ministerele sunt cele care reprezintă statul român pe plan extern și intern, prin urmare, ele oglindesc cel mai bine statutul politic, economic și social al țării. Guvernul poate fi de mai multe feluri, în funcție de miniștrii care fac parte din el. Avem astfel guverne tehnocrate formate din miniștri specializați pe domenii de activitate sau guverne politice ai căror miniștri fac parte din partidul sau alianța care reprezintă majoritatea în Parlament. Desigur, miniștrii sunt doar o parte mică din aparatul guvernamental. În emisiunile următoare vom povesti și despre restul demnitarilor care iau parte la viața politică a României și de ale căror decizii depinde soarta țării. Până atunci, vă doresc deșteptare plină de zâmbet!